plus pentru Anca, dar sunt și momente de mare responsabilitate. Când vorbim pe drumul acesta al veselicie, mă uitam că trebuie să mai citesc, sau mai bine zis, încă o pagină din Scriptură începe să fie de azi valabilă pentru tine, Efeseni. Poate până acum n-ai citit-o, n-ai băgat-o în seamă, dar începând din această zi și acest loc din Scriptură va fi un loc care va trebui să fii mult mai atent cu el și să fii mult mai bine. Și la fel, lucrul acesta este valabil și pentru noi. Am vrea să citim lucrul acesta din Scriptură. Eu o să citesc în ce privește partea păgață, partea de Dumnezeu să citească partea surorii. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihan. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag. Ca și Hristos, biserică. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele lui. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Amin. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, nevestelor, fiind supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, Mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Amin. Amin. Frate Andrei, ești cu mine și ai hotărât în această zi să stai înaintea Domnului, să stai înaintea Bisericii Domnului Iisus Hristos și înaintea părinților care v-au îngrijit, au avut grijă de voi și v-au crescut prin harul Domnului și ați ajuns bine, sănătoși prin această vârstă. Te întreb și te mărturisesc înaintea Bisericii, înaintea Domnului Iisus Hristos, dacă din dragoste și neserii de nimeni te căsătorești cu Anca. Da, din dragoste și neserii de nimeni. Domnul să te binecuvinteze. Frații, prin cuvântul Scripturii ne-au spus că viața, și în special viața de căsătorie, implică pe lângă multe bucurii, responsabilități și este un cuvânt al Scripturii la care trebuie să gândim. Ființele acestea vor avea necazuri. Te mărturisesc înaintea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Dacă vei rămâne alături de soția ta, indiferent de situațiile prin care vei trece, fie că vor fi situații de bucurie, sau vor fi situații de întristare. Fie că vor fi momente când veți trăi sub binecuvântarea Domnului și veți propăși, sau vor fi momente când va trebui să treceți prin Valea Plângerii. Vei rămâne alături de soția. Da, cu ajutorul Domnului, cu toată viața. Domnul să te binecuvânteze. Deci face de a treia întrebare, dar totuși vreau să-ți o spun, pentru că este important să răspundem la toate. Pentru cât timp v-ați hotărât să rămâneți împreună. Cu ajutorul Domnului pentru toată viața. Domnul să vă ajute, să vă dorească sprijin și binecuvântare în privința aceasta. Amin. Amin. Sora Anca, vreau să vă spun că legământul care voi îl faceți astăzi este un legământ înaintea cerului și este un legământ pe care îl faceți cu
conform cu Sfintele Scripturi. De aceea vreau să te întreb dacă din versetele care noi le-am citit, din ceea ce ai înțeles până acum, vreau să te întreb dacă vei încerca și te vei strădui ceea ce ține de tine să fii supusă fratelui Andrei ca Domnului. Domnul să te binecuvinteze. Vreau să te întreb totodată dacă din dragoste și veselită de nimeni sau din împrejurări mergi în căsătorie cu fratele Andrei. Din dragoste și veselită de nimeni. Domnul să o binecuvinteze. Și totodată vreau să te întreb până când vrei să stai alături de fratele Andrei. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Am vrea să stăm înaintea Domnului împreună cu toată biserica, să ne ridicăm picioare, tineri să îngenuncheze și împreună cu fratele Daniel ne vom ruga Domnului pentru binecuvântare. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, suntem înaintea Ta în dimineața aceasta, în locul acesta, această ocazie deosebită, Doamne, când stăm lângă acești doi tineri, Doamne, care au hotărât în dimineața aceasta să împlinească ceea ce cuvântul Tău a rostit, ceea ce Tu ai avut în vedere cu omenirea, Doamne, de la începuturi, și vrem să-Ți mulțumim pentru lucrurile acestea. Slavă Ție! Îți mulțumim în dimineața aceasta pentru aceste două familii, Doamne, care i-au crescut până în momentele acestea. Slavă Ție! I-au ocrotit, i-au călăuzit spre Tine, spre Evanghelie, spre mântuire, Doamne, și în mod deosebit Te rog să binecuvintezi aceste două familii. Amin. Binecuvintează mamele lor, Doamne, binecuvintează tații lor. Știm că într-un fel are loc o dezlipire de ei, Doamne, și în sensul acesta, mă rog, ca această dezlipire Tu să o faci și să o alini, Doamne Dumnezeule, și să fie o dezlipire cât mai necesară și zic, Doamne, binecuvintează să fie lucrul acesta. Mă rog pentru cei doi acum, Doamne, te rog în această dimineață să-i binecuvinteze în mod deosebit, să se alipiască unul de altul, Doamne. Binecuvintează-i cu iubirea Ta, Doamne. Binecuvintează-i cu o credință de nezguduit în fața cazurilor. Binecuvintează-i cu răbdare, Doamne Dumnezeule. Încununează viața lor cu înțelepciunea Duhului Sfânt, Doamne. Întărește-i prin cuvântul Evangheliei Tale, Doamne. Mă rog atât de mult, Doamne, atunci când vor avea necazuri ei, să Te găsească pe Tine ca sprijin, Doamne. Și te rog să-i păzești de cazurile care vor să treacă, Doamne. Cred în toată inima că îi vei binecuvânta cu copilași, Doamne. Și te rog să binecuvintezi, Doamne, moștenirea lor, Doamne. Ajută-i să fie niște părinți buni. Te rog pentru fratele Andrei, Doamne, dă-i putere de muncă, Doamne. Dă-i înțelepciune să-și iubească soția, Doamne. Mă rog pentru sora Anca, Doamne, în această dimineață, binecuvintează-o, Doamne, ca prin ascultare și supunere să-și arate dragostea față de fratele Andrei, Doamne. Fă din ei în biserica aceasta o familie deosebită, Doamne. Fă din ei în societatea în care trăim o familie după cuvântul Tău și după voia Ta, Doamne. Credem că ne-ai ascultat aceste rugăciuni ale noastre, pentru că ești Tatăl nostru, pentru că din Tine ne tragem numele ca și familii. Cerem ocrotirea Ta pe mai departe, Doamne. Așează numele Tău, protecția Ta și binecuvântarea Ta peste acest nou cămin care se formează în dimineața aceasta. Doamne, îndepărtează lucrurile de boală, Doamne. Orice problemă, Doamne, trupească, fă să-i ocolească, Doamne, și lasă ocrotire și binecuvântare. Te rog să le dăruiești pâinea de pe masă, Doamne. Te rog să le dăruiești, Doamne Dumnezeule, o capacitate deosebită de a evangheliza pe cei de lângă ei, Doamne. Fă ca prin ei să se întoarcă suflete la Tine, Doamne, și împărăția cerului să fie mărită. Îți mulțumim că ne asculți, Doamne. Credem că ne-ai ascultat și ai luat aminte la ceea ce noi Te-am rugat, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Părintele nostru care ești în ceruri, în aceste momente, împreună cu biserica Ta răscumpărată prin Domnul Iisus, avem privirile ridicate spre Tine și mărturisim încă o dată că ești Dumnezeul Oricărei binecuvântări. Orice dar bun și desăvârșit vine de la Tine de sus, care ești Tatăl Luminii, slăvit să fie numele Tău. Doamne, îți mulțumim că ceea ce binecuvintezi Tu rămâne binecuvântat. Mulțumim că pentru fiecare familie ai o binecuvântare separată și ai pregătit și pentru Andrei și pentru Anca o binecuvântare, slăvit să fie numele Tău. Doamne, îți mulțumim pentru protecția Ta care ai dăruit-o până acum.
Și dacă, Doamne, stau înaintea noastră sănătoși, și dacă sunt atât de frumoși, și, Doamne, dacă au capacitățile în totalitate, este îndurarea Ta care ai lăsat-o peste viețile lor. Din copilărie e însoțit, e protejat, e călăuzit. Doamne, slăvit să fie numele Tău. Mulțumim pentru familiile în care ai așezat să se nască, Doamne. Pentru familia fratelui Andronic și pentru familia fratelui Pânzar. Mulțumim că s-au născut în familii credincioase, Doamne. Și au avut șansa, și au avut harul acesta din partea Ta să devină copiii Tăi. Slăvit să fie numele Tău. Doamne, la început de drum, la un drum necunoscut pentru noi, necunoscut pentru ei, dar cunoscut pentru Tine. Ce putem să facem este să-i așezăm în brațele Tale. Să-i așezăm sub binecuvântarea Ta. Și să rostim încă o dată cuvintele Marelui Psalmist care spunea așa: Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preanalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic, zice despre Domnul: Este turnul meu de scăpare, cetățuia mea în care mă încred. Dacă ne dorim ceva pentru familia aceasta, ne dorim să fie sub protecția Ta, Doamne. Ne dorim să fie sub binecuvântarea Ta sfântă, Doamne. Și într-un mod deosebit, mă rog să le dai înțelepciune să nu iasă de sub această protecție. Și să rămână în voia Ta sfântă, curată și desăvârșită, slăvit să fie numele Tău. Doamne, mă rog să-L binecuvintez pe Andrei să fie un soț fidel. Să fie un soț credincios, Doamne. Și să facă slujba de păstor și de preot în casa lui, Doamne. Ca valorile spirituale ale cuvântului Tău să rămână pentru ei întipărite în veci. Mă rog pentru Anca să o binecuvintez să fie o mamă credincioasă. Să fie o mamă iubitoare, Doamne. Să fie o mamă care să-și călăuzească copiii în voia Ta, Doamne. Și numele Tău să fie slăvit în această familie. Doamne, binecuvintează-i cu înțelepciune. Binecuvintează-i cu răbdare, Dumnezeule. Binecuvintează-i cu dragoste, cu iubire unii față de alții, Doamne. Și, Doamne, învățăturile care au fost pentru ei în această zi, vrem să le sădești în inima lor, amin, în mintea lor. Și voia Ta să fie slăvită. Și Tu să fii glorificat atât slăvit, prin numele drag al Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. 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 Să ridică tinerii înaintea Domnului, în biserica, putem să ne așezăm. Vă prezentăm o familie binecuvântată, Andrei și Anca Pânzar. Domnul să-i binecuvinteze călătoria care a început-o. Și am vrea ca întotdeauna să rămâne sub privirea și binecuvântarea Domnului. Amin. Amin.